seara aceasta vom asculta cuvântul Domnului din Ezechiel, capitolul 47, până de la versetul 1 până la versetul 11. Pagina Scripturii, ediția Conelescu, 854. Ezechiel, capitolul 47, primele 11 versete. M-a adus înapoi la ușa casei și iată că ieșea apă de sub pragul casei dinspre răsărit, căci fața casei era spre răsărit. Apa se pogora de sub partea dreaptă a casei, înspre partea de miezăzi a altarului. M-a scos pe poarta de în noapte și m-a făcut să o colesc pe din afară până la poarta de răsărit. Și iată că apa curgea din partea dreaptă. Când a înaintat omul acela spre răsărit cu măsura în mână, a măsurat o mie de coți și m-a trecut prin apă. Apa îmi venea până la glezne. A măsurat iarăși o mie de coți și m-a pus să trec prin apă și apa îmi venea până la genunchi. A măsurat iarăși o mie de coți și m-a trecut prin ea și apa îmi venea până la șolduri. A măsurat iarăși o mie de coți și atunci era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atât de adâncă încât trebuia să not un râu care nu se putea trece. El mi-a zis, ai văzut fiul omului și m-a luat și m-a dus înapoi pe malul râului. Când m-a adus înapoi, iată că pe malul râului erau o mulțime de copaci pe amândouă părțile. El mi-a zis, apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se pogoară în câmpie și se varsă în mare și, vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești. Căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta va fi viață. Pescari vor sta pe malurile lui, de la Enghedim până la Englaim și vor întinde mrejile. Vor fi pești de felurite soiuri, ca peștii mării cele mari și vor fi foarte mulți. Blaștinile și gropile ei nu se vor vindeca ci vor fi lăsate pradă sării. Amin. Amin. Vreau să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, prin binecuvântarea Domnului în această seară sunt la ultima slujbă programată în sânul comunității dumneavoastră. Permiteți-mi să vă mulțumesc de ospitalitate de care ați dat dovadă, în primul rând, fiind în casa Domnului, în locul acesta. Mulțumesc bordului de conducere pentru încrederea pe care mi-au acordat-o de a sluji cu Evanghelia. Și vă doresc ca săptămâna care vă stă înainte Dumnezeu să vă umple de Duhul Sfânt. Amen. Ceea ce înseamnă să mergeți înainte spre cele pe care Dumnezeu le are rânduite pentru voi. În seara aceasta am ales un pasaj biblic, să vorbesc puțin din el, pentru că de foarte multe ori mă uit în sânul comunităților pentecostale în mod special, se vorbește despre stăruință, rugăciune, frații sunt foarte gata să se roage, foarte râvnitor la lucrul acesta, se prezintă câteva zile pe an, stăruiesc pentru Duhul Sfânt, pentru reumplere și cam stau și băltesc cam în aceeași situație și aceleași stări. De foarte multe ori văd o autosuficiență, ai primit Duhul Sfânt? Da, am primit, am vorbit în limbi și cam asta e cam tot. Am citit acum din pasajul acesta biblic despre un lucru special, un lucru deosebit pe care aș vrea să vi-l las ca un cel ca un în viață, pe care îl am și eu. Pentru că mă aștept ca în vremurile în care trăim, mai mult ca oricând, să avem daruri spirituale de la Domnul Amin. și să lucrăm cu ele. Darurile nu sunt pentru ordinați numai, darurile nu sunt pentru comitete sau pentru ea cu 20 de ani de pocăință. Darurile de descoperire, de putere, de har, sunt pentru noi toți, la să fie Domnul. Numai că Biblia spune acolo căutați-le și răvniți după ele, umblați după ele. Umblăm după mașini bune, după case bune, după salarii bune, după eu mulți pe card și în buzunar, dar nu umblăm după daruri. Dacă am umblat după daruri, cum umblăm după bani, le-am avea, că bani avem. Dumnezeu vrea să ne dea. Și nu avem descoperire, pentru că ne-am blocat undeva. Avem vorbirea în alte limbi, mărit să fie Domnul, cu asta ne mai o odată, și stăm pe loc. Sfânta Scriptură vine și spune aici că este un râu care este de sub pragul casei lui Dumnezeu, curge spre ținutul de răsărit și un om al lui Dumnezeu îl ia pe Ezechiel și îl duce în râul acesta. Scriptura spune că a măsurat o mie de coți în râul acesta și apa îi venea lui Ezechiel până la glezne, adică până la ouă piciorului. A mai măsurat o mie de coți și apa i-a venit până la genunchi a mai măsurat o mie de coți, a treia mie de coți și apa îi venea până la mijloc. După care nu au rămas aici și au mai măsurat o mie de coți și el spune, talpa mea nu mai atinge fundul râului, nu mai sunt stăpâni pe mine, trebuie să -mi not. Efectiv trebuie să mă not. Cu alte cuvinte mă duce râul pe mine. L-a adus înapoi pe malul râului și îi spune cel care l-a luat, vezi malul râului, pe ambele maluri cresc tot felul de copaci. Apa asta, Oriunde ajunge, totul capătă viață. Nu numai atât. Se varsă în mare și apele mării, cât e de maria, se vindecă. Pentru că apa asta, pe oriunde ajunge, dă viață. Singurile care nu capătă viață sunt aia care băltesc. Laștinile și gropile ei care țin apa asta acolo, nu se mișcă apa asta. Băltesc acolo, nu vor fi vindecate. Sunt lăsate pradă sării. Și asta e foarte important pentru noi. Foarte mulți credincioși ajung să băltească, nu mai sunt la umplere în seara asta, nu mai stau cu mâinile pe sus, nu mai lasă pe Dumnezeu, am primit cândva, sunt lăsate pra de sări acolo. Și lucrurile acestea ar trebui să țină cont credincioșii Domnului și cei care se uită în pasajul acesta biblic. Pasajul acesta vorbește de ceva special. În mitologia tuturor popoarelor există undeva o luptă finală între entitatea binelui sau făt frumos sau un erou și entitatea răului care e un zmeu sau o persoană malefică. La ultima bătălie nu contează mușchi și câtă sală o făcut cu fiecare. La ultima bătălie nu contează că știi karate sau altceva. Ultima bătălie e definitoriu pentru un recipient de apă vie. Este un pahar, un butoi, ceva, dar de apă vie. Cine pune mâna pe apa aia vie, biruiește. Asta e mitologie. Și probabil rămânea în mitologie acolo în poveștile care le-am citit noi de mult. Dacă în cea de pe urmă zi a praznicului, care era ziua cea mare, Iisus a stătut în picioare și a strigat. Dacă însetează cineva să vină la mine și din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice? Oare unde zice Scriptura? Ezechiel 47. Și apoi se explică autorul și mai în mod special Ioan. Ioan, capitolul 7, versetul 39, vorbea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit. Deci cine este apa vie? Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Reul acesta din Ezechiel, reprezintă lucrarea pe care o face Duhul Sfânt de a aduce viață și reprezintă și experiența oamenilor în lucrarea aceasta. De -aia există patru măsurătoare. Aș vrea să vi le explic pe rând, pentru că toate sunt în Duhul Sfânt, dar toate trebuie făcute până la capăt. Foarte mulți se opresc în anumite domenii. Prima măsurătoare pe care o face omului Dumnezeu aduce apa aia vie până la glezne, până la glezne. Când Duhul Sfânt cercetează gleznele cuiva, persoana aceea e capabilă dintr-o dată să umble. Majoritatea dintre noi ne naștem ologi din punct de vedere spiritual. Adică avem picioare, dar nu putem să le folosim. De aceea veți observa foarte mulți oameni care spun așa, băi, eu aș vrea să am o familie ca tine, aș vrea să fiu disciplinat ca tine. Aș vrea să-mi iau copiii de mână să mă duc la biserică. Aș vrea să țin păcatele în frâu. Aș vrea să fac toate astea. Dar nu pot. Nu că n-aș vrea să alerg. Nu că n-aș vrea să mă duc la adunare. Nu că n-aș vrea să mă duc la repetiție. Aș vrea, băi. Dar eu nu pot. Pentru că are picioare, dar nu le poate folosi. Dorește mântuire, dar nu poate să alergi într-acolo. Pentru că lucrul acesta nu stă de puterea omului, ci stă de altceva. Spune Sfânta Scriptură că în fiecare zi la poarta frumoasă era adus un asemenea olog fizic. Și în ziua aceea este mai specială decât altele. În ziua aceea trece Petru și Ioan pe acolo. Și Petru îi spune ceva și anume, aur și argint n-am, dar ce am îți dau. În numele Domnului Isus, scoală-te și umblă. Știi ce spune Scriptura? Îndată i s-au întălit tălpile și gleznele. Și omul a început să umble. Stimații mei, gleznele reprezintă în Biblie simbolul posibilității mișcării. Când un om este slăbănoc, când un om este loc, el ar dori să fie mântuit, el ar dori să fie sfânt, el ar dori să fie neprienit, el ar dori să fie pocăit, dar nu poate. Când Duhul Sfânt îi atinge gleznele, îi demonstrează că este păcătos și doar prin puterea Domnului poate să alerge la Hristos. Amin. De aceea singurul care convinge pe oameni de păcat este Duhul Sfânt. Noi predicăm, noi aducem argumente, noi discutăm cu proprii noștri copii, dar nu-i putem convinge. Lucrarea aceasta o face doar Duhul Sfânt. De aceea, ca copiii tăi să fie convinși de păcat, trebuie să fii plin tu de Duhul Sfânt. Trebuie să fii plin de Duhul Sfânt. E foarte important. Noi am vrea să-i aducem la evangelizări. Câteodată discut cu anumiți domni, cu anumite persoane, le demonstrez că Hristos a înviat din morți, istoric dacă vreți, faptic dacă vreți, pe bază de scriptură, pe bază de la tot ce spune, domne, te cred, e adevărat, normal ar trebui să fiu convins, dar permiteți-mi să vă spun că nu-mi permit să cred. L-ai prins la colț, dar el nu stă la colț. De ce? Pentru că nu-i convins, nu-i place să creadă lucrul ăsta. Ori singurul care îi atinge gleznele și-l face ca de acolo de unde este să se ridice și să alerge spre Mântuitor și să poată, în sfârșit, este Duhul Sfânt. Lăudați să fie Domnul! De aceea, iubiții mei, este absolut necesar ca inima noastră, ființa noastră să fie plină de Duhul Sfânt. În Biblie, ființa umană este comparată cu un vas, cu un recipient. Și spunea la un moment dat într-unul dintre psalmul om al lui Dumnezeu așa, paharul meu este plin de, de peste, de peste el. Când citiți în Biblie veți vedea că dorința lui Dumnezeu vis a -vis de relația noastră cu Duhul Sfânt este totdeauna plinătatea. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, din potrivă fiți plini de Duhul Sfânt. Păi când ești plin de dă peste tine, și imaginează-ți că ești în casa ta, ca tată și ca mamă, și Duhul Sfânt este plin de dă peste tine, știți unde ajunge Duhul Sfânt să cerceteze gleznele copiilor tăi? În casa ta, nu e nevoie să ai o seară specială, îl cercetează Duhul Sfânt acolo. La un moment dat observ de foarte multe ori oameni la locul lor, ajung într-o frizerie. Ăia vorbesc tot felul de poante, de glume, de ce vorbesc ei. Când a intrat el acolo, ăștia îl știu cine este el. Dintr-o dată se opresc, ba chiar îi dă loc în față, că nu mai pot vorbi prostiililor. lor. luați loc în față, vă tundiți primul, plecați. De ce? Că nu ne putem permite în prezența ta să vorbim așa ceva. Nu ne putem permite așa ceva. Ori aș vrea să spun, lucrul acesta se cunoaște când trăiești în plinătatea aceasta. Ajungi într-un loc și oamenii sunt fundamentali și mai deosebit ca toți ceilalți. Nu pot să-mi permit. Prezența ta îmi impune ceva. De ce? Pentru că nu tu ești cel ce impui ceva, ci Duhul Sfânt din interiorul tău. Este o stare de lucru pe care ar trebui să o trăiești prin prezența Duhului Sfânt. Îți dă acea atitudine de credincioșie, de putere și de har pe care Duhul Sfânt o dă. Lăudați să fie Domnul! Că un om atins de Duhul Sfânt se ridică din la lui spirituală, din starea lui de slăbiciune, și îl caută pe Hristos. Se întâlnesc cei doi și în lumea văzută și cea nevăzută apare un act bine clasat în Biblie și anume legământul dintre ființa muritoare cercetată de Duhul Sfânt și Mântuitorul Iisus Hristos care îl iartă de păcate și îl mântuiește. Actul acesta este actul botezului, singurul care te conduce acolo, nu păstorii, nu-s prorocii, e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. E o lucrare pe care doar Duhul Sfânt o face. Foarte mulți oameni ajung la prima mie de coți când Duhul Sfânt le cercetează gleznele. Și se pun sârmă și pan ghimpat, sârmă ghimpată și pare acolo și spun, mai încolo nu plecăm că e pericol din nec în Duhul Sfânt. Eu n-am întâlnit pe nimeni necat în Duhul Sfânt, dar nu merg mai departe. Stau acolo, în apă până la glezne, stau în zona respectivă, dar noi nu suntem mântuiți, e ok, e bine aici. Și stau în zona respectivă. Există câteva pericole aici, frații mei. Primul pericol pe care să-l observați la toți oamenii aceștia, chiar dacă sunt anumite confesiuni religioase care chiar prin, prin doctrina lor stau la prima mie de coți, e suficient atât de tot. Dar există și în mediile mai carismatice, ca să spun așa și pentecostale, oameni care au ajuns la prima mie de coți și stau în zona respectivă. Toate gunoaiele din larg, știți unde vin? La mal, la prima mie de coți. Aici se discută proroșii care nu s-au împlinit. Dar știți ce observ eu? Se discută de proroșii sau de vindecări de la Suceava, la Viena. Dar nu dă nimeni un telefon să vadă dacă e adevărat. Nu dă nimeni un telefon. Păi frate, vezi, mi-a tăiat din Suceava, am auzit cu un proroc de acolo, o dat cu șutul în perete, o dat o, o farsă, o furat curent, cum mai spune ăștia. O fura curent. Îl știi pe ăla? E adevărat? Păi mă interesează și eu de asta. Nu, nu, nu am auzit că așa și cred că e așa. Că suntem la prima mie de coață. Ne place starea asta de lucruri. Nu verificăm că s-ar putea să nu fie așa. Dar ne place gunoaile care vin de acolo. Toate aici se discută. De aceea și la prima mie de cost nu e niciun curaj de a merge mai departe. Pentru că constatăm o grămadă de erori pe care le-a făcut cineva. În orice domeniu există erori și greșeli, frații mei. În orice domeniu în care lucrez, oamenii greșesc în anumite situații. Și în privitor la lucrarea Duhului Sfânt și la interpretarea ei, greșesc foarte mult. Însă, prima mie de coți este caracterizată cu o discută, discuție acută despre problemele care apar în altă parte și câteodată nu se verifică. De aceea eu de foarte multe ori când aud ai verificat lucrul ăsta? Ai verificat lucrul ăsta? Știi ce rep de se termină o grămadă de marfă? Dintr-o dată dispare sub teșghea. Dar până atunci era la vânzare, așa, și se vindea la suprapreț. Că acolo s-a întâmplat, că l-ai bandit, că celălalt e așa. Băi, ai verificat informația? Despre, despre foarte multe persoane circulă, mai ales dacă au anumit dar de vedenie, de profeție, un păstor apreciat, se discută tot felul. Măi, dăm voie să verificăm de unde e el. E așa? E așa? De câte ori văd lucrul acesta? Și când îi pun, chiar pe anumiți colegi păstori, îi pun la întrebări. Ați verificat lucrul ăsta? Știți că omul ăla are girul bisericii? Știți de asta că biserica îl susține? Nu, nu, nu am, nu am știu, dar trebuie să știi dumneata tale? Pe dumneata te susține biserica? Da. Dar de ce te susține? Păi știi cât serios. Bun, și dacă mă auzi pe mine vorbindu-te rău și biserica te susține, ce părere ai despre mine, domnule? Păi nu, n-am -am știut. Păi și dacă nu știi, de ce scot asemenea? Dar la prima mie de coți, devine la un moment dat o profesie discuția asta. Chiar ne place să discutăm și să spunem, nu se merită să ne aventurăm la 2000 de coți. Prima mie de coți e o situație în care gunoaiele tot vin la mal. Că asta e situația, vin acolo în zonă, sunt oameni care le clasează, le așa. În al doilea rând, la prima mie de coți, pentru că apa îți vine doar până la glezne, râul curge spre răsărit. Pentru că apa ți vine până la glezne, poți să mergi liniștit la apus, Sigur. Că apa nu are și o putere asupra ta. Sigur. Deci Duhul Sfânt merge spre sfințenie, spre curăție, spre citirea Bibliei, spre rugăciune. Tu poți să o iei pe contrasens să n-ai niciun chef de toate astea. Să n-ai niciun chef, să-ți urmărești programul tău cu apă până la gleznă. Așa se explică de ce când Filip predica Evanghelia, spune Scriptura că Dumnezeu însoțea mărturia sa cu semne și minuni extraordinare ba chiar un vrăjitor de acolo, Simon Magu, a văzut minunile Domnului și mesajul Domnului și a spus, asta e puterea cea mare a lui Dumnezeu, nu ce fac eu, asta e puterea. Și dintr-o dată omul ăsta a făcut o mie de coți, a crezut și s-a botezat, a făcut o mie de coți. Stătea bine în apă până la o mie de coți. Stătea până la apă, la glez, liniștit, era membru bisericii, ba chiar nu se mai dezlipea de Filip, văzând lucrările pe care le face Filip. Până când vine Petru și Ioan să-i ducă la 2000 de coți. Și dintr-o dată ăsta vede că Duhul Sfânt este dat prin punerea mâinilor. Și își dă seama că ar avea nevoie de licență în domeniu. Își dă seama că ar avea nevoie de exclusivitate. Adică, domnule, dacă îmi dă mie darul, nu mai faci altul. Dar darul ăsta să-mi îl dea mie, cred că o să înțeleagă ăștia că o să contribui puternic la caseria bisericii. Și le spune, vă dau bani dați-mi și mie puterea asta. Nu spune dați-i și lui Filip, că Filip n-avea. Dați-mi mie puterea asta, ca peste oricine îmi pune o mâine, născut din nou, nu născut, prieten, cine, cine mi-e simpatic mie, peste oricine îmi pune o mâine să primească Duhul Sfânt. Și Petru se uită la el și nu-i spune că nu-i în apă, dar e cu direcția greșită, busoala este gata. Îi spune, banii tăi să piară împreună cu tine. Tu n-ai nici sorți, nici, pa, nici parte în toată treaba aceasta. Rogă-te Domnului să-ți ierte această răutate a inimii tale. Păi, dar cui vorbești, pe gândește? Eu nu care e un afacerist, a intrat în biserică și vrea să ia din caseria bisericii. s nu, nu, nu. E un tip de la prima mie ridicoți. Apa curgea spre sfințenie, spre curăție, spre har și el mergea liniștit contra curentului. Iubiții mei, este posibil. Este posibil. Din ce în ce mai mult trebuie să țineți cont, subliniez lucrul acesta la toate nivelele, Duhul Sfânt când vine în viața cuiva și cercetează pe măsură ce îl cercetează, niciodată nu-l posedă. Niciodată nu-l posedă. Îl călăuzește. Nu-l posedă. Duhul Sfânt nu posedă pe nimeni. Duhurile rele posedă într-o măsură oarecare, dar nu 100%. Pentru că dacă Duhurile rele ar poseda pe cineva 100%, iar lua omului responsabilitate, Ca atare omul nu poate fi judecat de ceea ce nu el vinovat și responsabil. Și spui, Doamne, satana, el pe el, dul la închisoare, dar eu am fost o victimă și eu. Nu, nu, amintiți-vă, într-un om erau condensați, arhivați, 6.000 de demoni, că atâta era o legiune pe timpul ăla. Șase mii îngrămădiți acolo. Grămadă unul peste altul. Bine, demonii știau că Iisus va veni la ei. de -aia când traversează Marea Galilei, izbucnește o furtună în care și Domnului pescari fiind, spune Doamne, învățătorule, învățătorule, pierim, nu pun întrebarea, pierim de data asta, nu, constată că furtuna e atât de violentă, ca aia e ultima lor excursie pe mare. Gata, s-au gătit. Învățătorule, învățătorule, pierim. Domnul se ridică, liniștește, după care debarcă pe malul celălalt. Și șase mii de demoni nu pot să-l ia pe să-l ducă în partea cealaltă. De localitate sau în alt oraș. Nu. Dezbrăcat cum era el, netuns, nebarberit, speria pe toți cum, cu țipitele lui, ies în fața Domnului Iisus. Și închipui scena cum și erau din nou în barcă, doreau să o întindă înapoi. Singurul care era în fața lui era Iisus Hristos. Întrebarea care se pune, de ce demonii nu l-au dus în altă parte și omul ăsta a venit în fața lui Isus și s-a închinat? De ce? Pentru că demonii posedă, dar nu 100%. Îți dă dreptul cu alcool, cu tutun, cu droguri, cu păcat să vii în fața lui Isus. Îți dă dreptul să te pocăiești. Nu să spui, Satana e vinovat, vici, nu, nu. Ai dreptul să vii la Isus, este marja aceea. Că n-ai dreptul să vii la Iisus. Nu există posesie 100%. Că atunci când există posesie 100%, nu ai responsabilitate și omul este creat să fie o ființă responsabilă. Ori iubiții mei, Duhul Sfânt nu posedă pe nimeni, ci doar călăuzește la nivelul în care omul acceptă călăuzirea aceasta. De aceea când intri la prima mie de coți, Duhul Sfânt controlează o parte mică din viața ta. Ai o relație personală cu Domnul Isus, l-ai primit pe Domnul Isus în viața ta, dar trebuie să ai grijă, trebuie să ai grijă să nu mergi contra curentului. Iubiții mei, de aceea omului Dumnezeu a mai făcut o măsurătoare. Și apa a venit până la genunchi. Când Duhul Sfânt, apa vie, atinge genunchii cuiva, omului ăla începe să-i placă să se roage. La prima mie de coț oamenilor nu le place să roage. Trimite niște SMS-uri scurte către Dumnezeu. Tată Ceresc, eu sunt copilul tău, mulțumesc de harul tău. Amin. Dacă vrei să dai o binecuvântare, eu o spifază. Amin. Și atâta tot. Nu are timp omul să roage tare mult. Îi trimite numai SMS-uri. Când e la 2000 de coți, Duhul Sfânt începe să-i cerceteze genunchii și omului îi place să se roage. Îmi aduc aminte când stăruiam pentru Duhul Sfânt, eu de la țară, mă trimitea mama să dau la vite în graz, noi numim ciubărul, șișcă acolo, Până să duc eu șiș -și ca asta te vaca, gata și muge, pentru că eu mă prinde rugăciunea, mă rugam pe, pe, în standol, unde făceam acolo, mă rugam o bucată, oh, stai trebuie să mă duc, vineam înapoi. De ce? Pentru că în casă, afară, într-o parte, căutam toate O Oriunde era un loc unde zideam un altar, pentru că Duhul Sfânt mi-a atins genunchii. Îți place să te rogi. Și asta e verificarea pe care trebuie să o faceți. O să observați la bisericile, care sunt la prima mie de coți, au rugăciune, dar cât mai scurtuți așa. Urmează concert și apoi un frate care să aibă 15-20 minute, dacă îl disperi cu 25 de minute, s-o termina cu predica și așa mai departe, nu mai ești invitat, s-o gătit. Dar rugăciunea e și mai puțină ca predica. De ce? Pentru că oamenilor nu le place. La, la 2000 de coți, nu-i ajunge rugăciunea să roagă la adunare, unde mai este vreun șer de rugăciune, unde mai putem, ce mai putem face, de ce? Duhul Sfânt i-a atins genunchii. În momentul când Duhul Sfânt atinge, ei se îndoaie și în primul rând omul să roagă și mai face ceva. Stă în fața lui Hristos și nu-i numai mântuitorul lui, nu-i numai salvatorul lui, e domnul și stăpânul lui. E ca și cum a intrat în sala regatului și când veneai la Ștefan cel Mare, chiar dacă erai trimisul sultanului nu știu care, când intrai în sala de tronului de domnia lui Ștefan cel Mare, primul lucru ca să poți spune orice altceva, trebuie să-ți pleci genunchiul și să recunoști că în țara aia există un rege, un împărat și un domnitor. Chiar dacă mai slab ca a tău, dar există, e acolo. Ei, când Duhul Sfânt atinge genunchii noștri, Hristos nu-i numai cel care ne iartă, nu greșim noi cât ne poate ierta El. Hristos nu numai Cel care ne vindecă și îl trimitem pe la spital și în misiune. Hristos nu e numai Mântuitorul. Hristosul devine Domnul vieții noastre. Genunchii noștri se pleacă înaintea Lui și începem să ne uităm la mâna Lui, cum se uită roaba la mâna stăpânii, spre rând să primim din partea Lui Dumnezeu ceva. Continuăm în rugăciune. Urmarea stăruinței în rugăciune și a insistenței în rugăciune, este botezul cu Duhul Sfânt, când Dumnezeu toarnă în vasul nostru din Duhul Său cel Sfânt, umplându-L, slăvit să fie Domnul. Amin. De aceea spunea Sfânta Scriptură că este absolut necesar. Spunea Domnul Isus în Evanghelia după Luca, voi care sunteți răi știți să dați darul bune copiilor voștri. Cu atât mai mult, Tatăl vostru cel cerez va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Deci ca atare urmarea stăruinței noastre în rugăciune va fi turnarea Duhului Sfânt în viața noastră. Iubiții mei, în ziua cinzecimii, Duhul Sfânt a venit peste cei adunați acolo. Vreau să vă spun că toți erau evrei. Și pentru ei n-a fost o surpriză. Dumnezeu le-a spus să aștepte în Ierusalim făgăduința Tatălui pe care o vor primi. Iar în ziua cinzecimii, când Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și au început să vorbească în alte limbi, după cum le-a dat Duhul să vorbească, pentru ei a fost împlinirea profeției lui Ioel, la care Petru face referire foarte deschis și foarte clar. Și nu se mirau, erau evrei, de mii de ani păzeau legea, ceremonial, erau curați, erau poporul lui Dumnezeu, aveau legea, aveau făgăduințele, Hristosul a venit prin ei, ca atare pentru evrei, Dumnezeu a turnat Duhul Sfânt. Problema este că niciodată ei nu s-au gândit că Dumnezeu vrea să dea Duhul Sfânt și la goim, adică la ăștia ne tăiați în la ăștia care mănâncă carne de porc. Nu s-au gândit niciodată la lucrul acesta. De aceea Dumnezeu pregătește terenul și spune Scriptura că Corneliu, care era un om moral, un om bun, se ruga și îngerul îi spune, cheamă-l pe Petru să vină. Petru era la Iope ca să, o, să se roage pentru Tabita și Dumnezeu a înviat-o. Când îl cheamă pe Petru, Petru cu toate că primește de la Dumnezeu revelația, atenție, o față mare de masă cu tot felul de vețuitoare și îi spune Dumnezeu și pentru știa de asta, scoală-te, taie și mănâncă. mănâncă. Și el îi spune de trei ori lui Dumnezeu, nu, eu se vreau, n-am mâncat niciodată ceva necurat. Nu am mâncat, nu fac asta. Dumnezeu le pregătea mental. Băi, să știi că eu le-am făcut curate pe toate acestea. Să știi că și neamurile sunt curate, cum sunteți voi, sau cum vă credeți voi. Dar el nu băga la seama asta. Și se duce Petru în casa lui Corneliu, un sutaș pregătit, care l aștepta cu toată familia lui și cu toți soldații lui, îl aștepta acolo. Și în loc ca Petru să spună, bună ziua, sunt onorat că m-ați invitat aici, am înțeles că vreți să auziți ceva de Dumnezeu, nu de a face, adică, nu, el începe așa simplu, știți că nu este îngăduit unui unuia ca mine, adică un om curat, sfânt, un, unuia se într-o casă ca unuia ca tine. Păi dacă ăsta nu era pocăit, îi spunea domnul Petru, pe unde ați venit, v-au adus, adus, colegii mei, viteză înapoi sânguri de acum. Duceți-vă cum vreți. Dar nu, 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 așa se poartă, domnule. Dar ăsta era prea smerit. Prea smerit ca să afle adevărul. Și îi spune lui Petru, uite care e situația. Noi toți suntem aici să vedem ce ți-a spus Dumnezeu să ne spui, că suntem curioși. Și Petru, dacă o să citiți cu atenție, când dă raportul în fața bisericii din Ierusalim și e nervoși, cum de s au dus ăsta fără aprobare să, să, lasă Duhul, parcă el o lăsat Duhul Sfânt, cum de s dus ăștia fără aprobare să lasă Duhul Sfânt peste, peste, cei din casa lui Corneliu? Și biserica din Ierusalim era foarte supărată pe, 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 toată treaba aceasta. Și Scriptura vine și spune prin Apostolul Petru și le explică la ăștia în, în cuvântul Domnului în felul următor. Nu, nu, mai citesc în locul ăsta, dar el vine, nici n-am început să vorbesc bine și Dumnezeu a turnat Duhul Sfânt peste ei ca și peste noi la început. Păi Petru avea o predică, cum am eu seara asta, cum eu avea o predică pe puncte așezată, să le explici le astea, să așa și așa mai departe și fără să-i ceară nimeni aprobare, în timp ce Petru mai avea puncte, probabil avea și el o mică schiță sau ceva acolo, Duhul Sfânt vine peste ăștia și într-o dată toți ăștia încep să aibă niște manifestări. Bun, băi, Petru, stai liniștit. Că Duhul Sfânt original v-a fost dat vouă evreilor. Dar la ăștia le-au dat o copie, ceva mai slăbuți, așa, nu vă dați, originalul vostru. Că în Biblie, dacă o să citiți cu atenție în cartea Apocalipsului, sunt șapte duhuri ale lui Dumnezeu care stau în fața lui Dumnezeu. Tot duhurile ale lui Dumnezeu. O fi dat unul din ăla, dar nu Duhul Sfânt, a treia persoană din Dumnezeu. Nu, Petru și cei tăiați în prejur evrei constată că e același original. După ce? Astenție ce spune cuvântul Domnului în faptele Apostolului, capitolul 10, versetul 44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul toți și tăiați în prejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neauri. Păi, dar de unde știți că e Duhul Sfânt și nu e o copie ceva? Continuă Biblia, căci îi auzeau vorbind în alte limbi și mărind pe Dumnezeu, dându-și seama că e același Duhul Sfânt, e același original, Petru continuă să poate opri apa, să nu fie botezați aceștia, care au primit Duhul Sfânt ca și noi, slăvit să fie Domnul. Totdeauna Duhul Sfânt are un mod de manifestare. Totdeauna. Ca să-L poți cunoaște că e original. Căci îi auzea. Foarte mulți oameni există. Domnule, și eu am Duhul Sfânt. Corect. Te-a convins Duhul Sfânt să intre la prima mie de coți. Dai Duhul Sfânt de la două mii de coți? Că la două mii de coți există un moment special când Dumnezeu îl parafiază în Biblie cu botezul cu Duhul Sfânt. Poți să prezint ce vrei. De exemplu, veniți la mine și eu vă spun, acasă am un Mercedes în garaj. Eu deschid ușa la garaj și garajul e gol. nu tu caroserii din Mercedes, nu tu motor din Mercedes, nu tu celelalte lucruri, dar am stema. Stema. Vreau să vă întreb, cu stema aia pot să merg cu autobuzul până în Viena, nu? Cu stema în buzunar. Dar asta nu înseamnă că eu am Mercedes. Ori iubiții mei, foarte mulți credincioși de la 2000 de coți, spun, frate, și eu am Duhul Sfânt, băi, prezintă, nu-mi stema, prezintă că ai, deschide ușa la garaj și arată în Duhul Sfânt, căci auzea vorbind în alte limbi și mărim pe Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Amin. E clar. Că ne fentăm sau dorim să fentăm pe cineva, asta e altceva. Dar stai în fața Scripturilor și vezi adevărul. Vasul omenesc, cum v-am spus, este la un moment dat, cel care intră sub prezența Domnului. Și există un prea plin. Noi putem să avem Duhul Sfânt trei sferturi. Noi putem să avem Duhul Sfânt 90%. Noi putem. Dacă să fii plin de Duhul Sfânt, trebuie să dea pe prea plin. Cei care lucrează în hidraudică sau în sanitară știu că toate vasele au un prea plin la un moment dat ca să nu fie sub presiune. Prea plinul acela este gura. De ce? Pentru că omul e disponibil să dea Duhul Sfânt picioarele oricând urechile, oricând, ochii, oricând. Singurul mădular pe care îl mai păstrează pentru el, că îi trebuie la adunare generală. Doar acolo îi trebuie, îl nervează odată cum națul, îi trebuie. Ei, îl păstrează pentru el. Ori semnul că Duhul Sfânt a umplut omul ăla definitiv și totul îi aparține lui, este că în limba lui este dată Duhului să vorbească într-o limbă pe care el nu știe nu cunoaște, dar Duhul Sfânt o inspiră, slăvit să fie Domnul. De aceea e semn. De aceea e important. Și și logic. Nu uitați, stimați mei, există diferite limbi pe care Duhul Sfânt le folosește. Unul dintre lucrurile pe care Duhul Sfânt ne arată despre vorbirea în alte limbi, prin scriei lui Pavel, este că atunci când Duhul Sfânt vorbește către Dumnezeu, vorbește taine și nimeni nu-l înțelege. Nu uitați că trăim prin un teritoriu ocupat. Nu uitați că legile care se dau sunt împotriva familiei, a bisericii și a creștinilor. Nu uitați că lumea se afundă din ce în ce mai rău, grăbindu-se parcă spre apocalipsă. Și cel care stă în spatele tuturor legilor împotriva acestor lucruri este cel rău prin uneltele sale din lumea aceasta. Ori aș vrea să vă spun, cel rău știe româna foarte bine, germana la fel de bine, E engleză la fel de bine, chineză la fel de bine. Când tu, de exemplu, te rogi lui Dumnezeu în limba română sau germană, de exemplu, îi spui, Doamne, sunt înaintea Ta, acum am nevoie ca Tu să mă binecuvintezi, copiii sunt la școală, mă am nevoie de... Găsește-mi cumva, că Tu ai tot ce trebuie, să dă dăm niște binecuvântări să mai rezolv pentru niște haine la copii, că am nevoie. Bineînțeles, când tu te-ai rugat, Dumnezeu e disponibil să te asculte, dar cineva a interceptat rugăciunea ta. A fost făcută într-o limbă știută, o limbă cunoscută, ți-a interpretat. Și a două zi dimineață te duci repede până la o farmacie, să iei ceva, parchezi mașina la repezală, să iei ceva, când ai venit, ai și găsit în geam amendă. Toate te eu m-am rugat de binecuvântare, nu de amendă. Cineva te-a interceptat? Foarte mulți credincioși care se roagă în limba cunoscută nouă. Și spun sincer, sunt interpretați și mulți dintre ei sunt descurajați pentru că cel ce vede ce se roagă intervine. Care unde? Știe punctul care îl doare. Că el e atent. Cum mă binecuvintează oare Dumnezeu? Și zice, dar cu amenzi? mă binecuvintează. Li mai interpretăm noi într-un fel sau altul. Pentru că folosești limba ta. De aceea spunea Domnul Isus, iar tu când te rogi, intră în odăița ta. Bun, când ai intrat în odăița ta și ai încuiat ușa, nevasta, păstorul, copiii, nu mai vin cu tine. Dar acolo în odăița ta, unde e închis totuși, nu mai intră un om, roagă-te tatălui tău în ascuns sau în secret sau codificat. De ce? Că acolo, după ce tu ai închis ușa, mai intră unul care vrea să vadă care-i năzuința inimii tale, să o șitească înaintea tatălui, să o vadă și să aducă descurajare. Oricând tânărul ăla de 17 ani, de 18 ani, începe la un moment dat să vorbească în alte limbi, vă dați seama că cel ce controlează aproape 8 miliarde de și nu poate să-i facă nimic, vorbește ceva ce el nu înțelege și dintr-o dată se întărește în omul dinăuntru, coboară Duhul Sfânt peste el și dușmanul nu are ce face. De aia atâta lupt împotriva vorbirii în alte limbi. De aia atâta mișto. Dintr-o direcție. Pentru că nu vă poate citi. Nu poate vedea năzuințele. Pentru că vorbești cu tatăl exact într-o limbă pe care numai tatăl o discerne. dați voi să vă citesc pasajul ăsta biblic câteodată mă mir chiar în biserici pentru că o cum vă uitați de, de ciudat la mine. Oare omul ăsta vorbește din Biblie? 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 2, spune cuvântul Domnului așa. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu îl înțelege și cu Duhul el spune taine. taine. Bun, vreau să spun și o taine în românește, dar nu și taine să spun. Dacă ne lăs pe Duhul Sfânt, aș vrea să vă spun, Duhul Sfânt știe ce mă așteaptă ziua de mâine. Știi oameni în răi ce urmăresc împotriva mea. Și vine Duhul Sfânt dinăuntru meu și sunt taine pentru mine. Și spune, Doamne, nu știu, oameni mi-au pus de gând lucruri rele de făcut. Anulează-le, Doamne. Scoate-l de pe traiectoria vieții lui. Îndepărtează-i pe ceilalți, pentru că Duhul Sfânt știe cum să se roage după voia lui Dumnezeu. De aceea, frații mei, există multe înfrângeri în domeniile noastre. Nu mai practicăm lucrul ăsta. M-aș fi așteptat când Apostolul Pavel a ajuns în biserica din Corint să găsească o biserică dezorganizată în ceea ce privește profeția și vorbirea în alte limbi. Toți vorbeau în alte limbi, considerau o stare spirituală înaltă și într-adevăr așa este. Dar vorbeau în neurânduială și m-aș fi așteptat ca Apostolul Pavel să spună, băieți, băie, băie, gata, ați vorbit destul în alte limbi, mai lăsați liniște o bucată. O bucată, luăm pauză. Bucată, stăm liniștiți, nu mai vorbește nimeni în limbi, predicăm Evanghelia, liniștiți, suntem disciplinați, ne rugăm ca albina în stup, în zumzet, nu faci nimeni în gălăgie, stăm așa. Nu, 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 Pavel vine și spune în felul următor, căci puteți să continuați să vorbiți în alte limbi, dar să aveți și tălmăcire, ca biserica să capete zidire. Cât despre vorbirea în alte limbi, el vine și mai pune parcă gaz pe foc. Eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi, toți, dar nu în adunare. Nu în adunare. Ca să capăt eu zidire. O, iubiții mei, vorbirea în alte limbi îți aduce ție fortificare. Când tu vorbești în alte limbi cu Dumnezeu, Duhul spune taine, îi spune nevoile și pe aceeași cale Dumnezeu îți aduce întărire, fortificare, însănătoșire ție. Și vorbirea în alte limbi nu e legată de o biserică. Când conduci mașina, strig odată, aleluia, și îți vezi cum Duhul Sfânt apare și gelos. Și imediat intră acolo. Vorbește în alte limbi. Laudă-L pe Dumnezeu. Înalță numele Domnului. Cere câteodată și darul de tălmăcire, Doamne, se pot tălmăci. Iesă niște taine extraordinare pe care Dumnezeu le folosește pentru noi și pentru slava și gloria numelui Său. Slăviți să fie Domnul! De aceea este important să vezi prea plinul. L-ai avut sau nu? Pentru că se poate să fie la stăruință Duhul Sfânt să umple 80%. Frații spun, e sub putere, frate. E aproape. Da, e ok. Dar prea plinul nu a fost atins. Doar când ești plin de Duhul Sfânt, apare prea plinul, vorbirea în alte limbi. Și de acum o poți folosi. De multe ori când slăbește asta a doua zi, ai să vezi că dispare iar prea plinul. De aceea în fiecare zi trebuie să fii plin să vorbești prin Duhul Sfânt. Doamne ajută! La un moment dat vei ajunge să ai darul acesta de a folosi înaintea Domnului vorbirea în altă care e așezată foarte frumos și elegant pe paginile Sfintelor Scripturi. Acum dați-mi voi la nivelul de 2000 de coți să vă spun că există câteva reguli de care trebuie să țineți cont din experiența pe care o am eu la stăruință și ce am văzut la alții. Atunci când poporul Domnului se adună la stăruință, trebuie să țină cont de anumite aspecte. Pentru că am văzut câteva lucruri care se spun și nu sunt în concordanță cu Scriptura. Primul aspect. Aveți grijă, stimați tineri, frați și surori, că în lupta noastră, pe pământul acesta, câteodată suntem fentați, înșelați, ca să facem lucruri care nu trebuie. Dugurile necurate totdeauna sunt gata să ne influențeze. Vă să aminte că într-o zi niște ucenici ai Domnului inervați, că nu i-au primit niște samariteni, au mers la Domnul și a spus, Doamne, dă nevoie să pogorâm foc din cer peste ei nervoși că nu i-au recunoscut pe ei și pe Domnul lor și Domnul nu îi spune, "Voi dar șercați, vezi nu se întâmplă nimic. Nu, nu, acum aveau credință, altădată nu aveau Dar data asta chiar aveau credință că puteau coborî foc din cer. Și Domnul vine și spune, voi nu știți de ce duh? Și erau apostolii Domnului, făceau minuni ăștia. Dar nu știau ce duh. Lângă ei, la iuțala lor, s-a lipit un duh care nu era Duhul Sfânt. Un duh pe care începuse să să-i călăuzească și erau ucenicii Domnului știți că mâniile, anumite lucruri încep să intre în viața noastră? de aia spune Biblia, nu întristați pe Duhul Sfânt, orice amărăciune, orice uțime. O să deschidem mai târziu pasajul ăsta Biblie și o să vedeți acolo că de foarte multe ori ne ia capacitatea noastră de a lucra cum trebuie. Dacă acum vreau să vorbesc ceva mai interesant. Sunt tineri care mai vizionează filme de groază. Le place genul ăsta. Să mai uită așa la bătăi, la cutare, să mai uită la una, alta. Sunt oameni care mai citesc despre uh, satanism, despre ocultism. Nu magie neagră, albă. Citesc de albă, că asta e cumva botezată, făcută mai într-un fel așa. Știți că toate astea au ca sorginte duhuri demonice? Astea nu intră în tine, dar se lipesc de tine. De aia apare insomnie de foarte multe ori. De aia apar halucinații de foarte mult. De aia apare lipsa puterii de a face ceva bine. Pentru că sunt lipite de tine, așa. Sunt de tine. Bine, nu e nicio problemă. Să faci stăruință la Emanuel. Cu el lipite de tine, tu ei sunt duri, Domnul sunt ei. Duhul Sfânt intre în mine. Și intră mine, Duhul Sfânt. Și începe în stăruință. Frață încep să roage și cer de la Dumnezeu ce? Duhul Sfânt. Și v-am citit Biblia. Voi care sunteți răi știți să dați darul bunii copiilor voștri cu atât mai mult Tatăl vostru cel ceresc va da ce? Duhul Sfânt cel ce cer. Și de la Tatăl vine spre noi Duhul Sfânt. Și ăla din dreapta primește Duhul Sfânt, ăla din stânga primește Duhul Sfânt, eu care sunt cu filmele horror și cu limita la satanism, ocultism, vrăjitorie, horoscop și toate astea, încep dintr-o dată să fac spumi la gură, încep să mă izbesc de pământ, încep să scoarne în adunare și tot poporul speriat, oare și Duh o primit. N-am primit, îl aveam. Îl aveam. Că de foarte multe ori se pleacă de la stăruințe cu asemenea manifestări și frații merg și spun, eu știu ce fac ăștia stăruință, ai văzut și-o primit ăla? Frații mei, n-a primit. Eu am venit cu duhurile pe mine. Când duhurile rele au văzut că vine Duhul Sfânt și vor pleca, în momentul ăla fac tot posibilul ca Duhul Sfânt să nu intre în viața mea. Vă aduceți aminte că într-o zi a venit un om cu copilul lui la ușenici și domnul și a spus, scoteți dracul din el că îl trântește foc, bam, apă și n-am ce să-i fac. Am încercat ușenit și, și ei nu au putut. O venit la Domnul Iisus și a spus, ușenit și nu au putut încearcă tău. Și Domnul îi pune o întrebare, de când este, de când face așa? Din copilărie, spune. De ce? Pentru că demonii n-au respect pentru copil că nu știe să deosebească binele și răul. Știu că ca să citiți, vă odihniți, puneți copiii la desene animate. Știți că desene animate, majoritatea dintre ele sunt făcute de sataniști de la Hollywood? Știți de asta? Știți că îi expuneți la stările astea? Știți că de foarte multe ori împotrivirea aia pe care o vedeți în ea este o stare demonică? Și îi expuneți la lucrurile acestea. Și diavolul nu se uită că e copil. Nu se uită care e viața înainte. Intră în el, îl trântește în foc și în apă. Și când Domnul Isus Hristos îi spune, ieși afară din el. Spune Scriptura că demonul în loc să iasă imediat afară, îl mai trântește odată jos, că toți ei au crezut că a murit. Mă, dar cum de? Dacă tot ies, mai fac un ultim spectacol. Da, ăsta e felul lor de a se manifesta. Și în prezența lui Isus. Îmi aduc aminte că eram la o biserică destul de mare din țară, probabil una dintre cele mai mari, și mă au frații tot lui seara, așa, să mai rămân puțin, că aveau stăruință. Și am ținut o mic speech, așa, și după care o intrat la stăruință. Dom'le, în timp ce poporul se ruga, deja frații erau sub călăuzirea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt cobora, la un moment dat un băiat firav, așa micuț, a început la un moment dat să facă niște zgomote și să se trântească pe jos, că șase bărbați erau lângă el și plimba ca niște popici, așa, întrebă, tot s-o oprit speriat și o primit asta. Păstorul s-o uitat și el și a zis, frate, el deoparte, băiatul ăsta are nevoie de mărturisire, el are anumite probleme, el de -o parte că nu se mai roagă nimeni în felul ăsta. L-a luat deoparte, s-a dus într-o cameră păstorul, numai cu el, cu ei, șase bărbați, nu cumva să facă mai urât, și poporul a început să roage, dar nu mai la nivelul de mai înainte. Să te iau și să uite, să vadă ce o să fie, cum o să fie, ce o să fie. După o bucată de vreme, iese păstorul cu băiatul ăla singur, amândoi, acolo începe în rugăciune. Bărbatul, băiatul ăla ridică mâinile așa, cu mâinile senine, dintr-o dată s-a făcut o față frumoasă de înger, a început a vorbi în alte limbi și din momentul ăla l-a umplut Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Avea ceva lipit de el. De-aia e importantă în mărturisirea înainte de e important să vii la un slujitor, frate, m-am jucat cu lucrurile astea. Eram curios, eram cu tare. Vreau să mă dezic de ele, vreau să le scot afară din viața mea. Vreau ca sângele Domnului să mă curățe, Aleluia. că altfel astea nu pleacă, stau lipite de mine. Aleluia. Nu pleacă altfel. Am nevoie să scap de ele, că altfel mă trezesc că mi imită și vorbirea în limbi. Altfel mă trezesc că mi imită și pocăința. Altfel mă trezesc, vreau să primesc Duhul Sfânt. Fă tot posibilul și scapă. Și încă o dată, frații mei, când mai vedeți manifestări de genul ăsta, nu spuneți că a primit, a avut. A venit cu Duhul ăla aici și el a început să se manifeste. Că atunci când copiii lui Dumnezeu se roagă pentru Duhul Sfânt, Tata din Cerul nu trimite Duhuri necurate peste copiii Lui, ci doar Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Să țineți mintea asta și să o spuneți celor care tot vorbesc de la o mie de cot, ce se întâmplă la două mii. Să le spuneți lucrurile astea. V-am dat explicația logică, clară, să o înțelegeți. E foarte important pentru noi să fim călăuziți de Duhul Sfânt la 2000 de coți. Există momentul acela al botezului cu Duhul Sfânt prin manifestarea vorbirii în alte limbi și foarte mulți dintre frații mei pun ei stâlpi și sârmă ghimpată. Și -o spun mai încolo pericol de nec în Duhul Sfânt. Sunt foarte mulți dintre frații mei care au caiete, BA, botezul în apă, adică 1000 și data, BD, botez cu Duhul Sfânt și data. Și cam gata. Cam asta e. Până acum la repetiție, până acum în misiune, până acum rugăciune, până acum post, până acum grupe, până acum... După ce am medalile obținute, diplomele obținute, am cupa în deja, am BD și BA, slăvit să fie Domnul mai lejer. Și nu are stragă Dar eu deja am. Și ăsta e mediul nostru. Mediul nostru de neimplicare. Mediul nostru de lipsă. Mediul nostru în care nu suntem la dispoziția Domnului. Și ce se întâmplă la 2000 de coți, frații mei? Apare o mândrie spirituală față de ea de la 1000 de coți. Ne râdem de ei. Voi tot că stați acolo, vei? toți așa, e drept că mai curge apa, așa, mișcați-vă puțin mai încolo, domnule. Apare o mândrie spirituală, foarte mulți dintre credincioși și penticostali se laudă cu vorbirea în alte limbi. Frații mei, nu vorbirea în alte limbi este țelul. Vorbirea în alte limbi este mijlocul prin care ne întărim să iertăm, să iubim, să slujim, slăvit să fie Domnul. Amin. Nu e prezentată ca legitimație. Nu vorbirea în alte limbi. Că foarte mulți penticostali, dacă vorbesc în alte limbi, e bine. Dacă se începe a vorbi românești, e bine să-i spui, vorbește înapoi în alte limbi. Că ceea ce spui tu mă, mă, mă sperie. De ce? Pentru că nu-și dau seama, vorbirea în alte limbi nu-i pentru a prezenta că ești spiritual. Vorbirea în alte limbi este pentru a te întări sufletește, ca prin Duhul Sfânt să iubești, să ierți, să fii lumină. Doamne ajută! Și când te întreabă cineva, băi, cum poți să răbzi pe asta? Vorbesc în alte limbi. Numai Dumnezeu mă întărește prin rugăciunea personală. Altfel n-aș putea. Altfel știu să mă jocoresc, să mă răzbun și eu. Dar doar când vorbesc în alte limbi, îmi dă Dumnezeu pace și liniște. Îmi dă Dumnezeu putere. De aceea, frații mei, vorbirea în alte limbi e un mijloc pe care ni l-a dat Dumnezeu să fim lumină. Doamne ajută! Aș vrea să vă spun, nu vă mândriți cu lucrul acesta. Nu umiliți, faceți i să fie dorniți cei lați de la o mie de coți și spună, băi, aș vrea să fiu ca tine. Tu știi că de foarte multe ori mă lupt cu starea asta? Păi simplu, măi. Deci, la 2000 de coți, Dumnezeu te umple, dintr-o dată ai o relație personală, ai semnal oriunde, ăștia de la Vodafone, de la Orange, au zone unde n-au semnal. Noi avem continuu, măi, continuu, 24 din 24, avem continuu semnal prin Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Ne așteaptă tata să vorbească cu noi printr un sistem să nu ne intercepteze vrăjmașul. Și noi tătă ziua vorbim, parcă îi fășem o ciudă. E drept că are ciudă pe noi, e drept că ne urmărește, dar n-are cine face ca să le pun în ciurul lui, trebuie aprobarea la Domnul nostru. Și Domnul nostru nu ne dă, pentru că noi suntem mai lui. Lăudați să fie Domnul. Și uite, așa rezistăm pe calea mântuirii. Nu suntem mai grozavi ca alții, dar rezistăm, pentru că Dumnezeu ne dă pârghii și mijloace să rămânem în voia Domnului, slăvit să fie Domnul. Amin. Apa până la genunchi, frații mei, mai face un lucru. Are oarecare influență asupra ta, dar poți merge contra răului. Încă talpa piciorului tău atinge fondul răului. Poți merge. Râul curge la răsărit, și tu, cu vorbire în alte limbi, poți să o iei invers. Poți să o iei în partea cealaltă. De aceea e important pentru noi să fim atenți la lucrurile acestea. De aceea e important cu plinătatea să mergem în cursul râului spre Sfințenie. Nu ajunge să le spunem oamenilor că avem Duhul Sfânt la nivelul acesta, iar noi vorbim ce nu trebuie, promitem și nu ne ținem de cuvânt. Ne enervăm din toată nimica și după aceea ne lăudăm că suntem și la 2000 de coți. Asortează-te cu direcția. Vezi unde curge râul și pipi, pază. Dumnezeu să ne ajute. Amin. La 2000 de coți, când Duhul Sfânt cercetează genunchii, ajungem în starea aceasta binecuvântată și avem parte de harul lui Dumnezeu într-o măsură extraordinară și binecuvântată. Un alt aspect pe care aș vrea să-l spun, frații mei, este că la atât o de coți cât și la 2000 de coți se mai întâmplă ceva. De obicei, bisericile care au Constituția de fel, sunt biserici care rămân la o de coți, botezul numele Domnului Isus, Isus Mântuitor personal și stau acolo, și bisericii pentecostale care sunt la două de coți, au vorbit în alte limbi și stau acolo. Câteodată vin oameni de la 3000 mii de coți și spun, băi, oameni buni, mai sunt măsurători, mai este putere, mai este har, mai este lucrare, mai încolo e mai adânc, e mai bine, și noi întrebăm, dar cum adică ar fi mai bine? Băi, Duhul Sfânt nu vine numai până la genunchi, vine și până la brâu și poți cufunda în Duhul Sfânt. Bă, dar cum e aia? Și ăștia vin și iau stropitori și ni stropesc. Și noi zicem, aleluia, măriță, glorie, Domnului, slavă, Domnule. dar to noi tot în apă la genunchi și până la glezi rămânem. Și întrebăm, când mai vine oare fratele Virgil ne cu stropitoare aceea lui? Iubiți mei, soluția nu e să ne stropească cineva. Soluția e să mergem mai la adem, Doamne ajută! Eu încerc să vă stropesc acum. Încerc să vă spun că este ceva mai... Dar soluția este să faceți în continuare coții care trebuie. Și nu-i poți face pe toți odată, câte o mie. Că doar nu zburăm. Faci cotul 2001, cotul 2002. Și uite așa, intri mai departe. Explorezi zona dinaintea ta. Dumnezeu să ne ajute, frații mei. Evanghelizările sunt situații când chemăm oameni care să ne stropiască. Când chemăm oameni care să vină la stăruință. Și nu-i rău, că așa mai vizităm și noi. Dar soluția nu este să rămânem campați în anumite zone, ci să mergem puțin mai departe. Doamne ajută! Doamne ajută! La 3.000 de coți. Spune Scriptura că s-a făcut o a treia măsurătoare și apa a venit până la șolduri. Șoldurile în Biblie reprezintă zona puterii. Omul care are mijlocul încins este un om care are putere. Mijlocul reprezintă puterea. Oamenii aceștia sunt oameni care încep să opereze deja cu puterea lui Dumnezeu. La prima mie de coți, Iisus este mântuitor. La două mii de coți, este un popor care se roagă, dar cu mulți bolnavi. Se roagă, dar cu mulți bolnavi. Din când în când se mai întâmplă o minune. La trei mii de coți, sunt oameni care operează cu putere. Și atenție, la poarta frumoasă vine Petru și Ivan. Și dacă era la două mii de coți, sau la o mii de coți, Petru spune așa. Aur și argint nici noi n avem. Dar ce are Domnul Isus? Noi o să ne rugăm și dacă o să vrea, o să-ți dea și ție, dacă e voia lui. Atâta tot. Asta se face la 1000 și la 2000 de coți. La 3000 de coți se spune așa. Aur și argint n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Isus, scoală-te și umblă. Frații mei, unde e nivelul ăsta? Unde este nivelul ăsta? Eu vi-l spun biblic. Pentru că și eu am crescut în aceeași condiții și o trebuie doar să verific, tot să văd ca bățul prin gard, să văd mai este viață după mii, 2000 de coți. Am primit Duhul Sfânt, am primit celălalt, mai departe ce este? este? Este, este o grămadă de lucruri, toate faptele apostolilor sunt de 3.000 și 4.000 de coți. Toate. De ce la noi Noi. Pentru că stăm campați în zona asta. Atenție, frații mei! Spune Sfânta Scriptură că nouă ni se dă o autoritate în domeniul ăsta unde suntem, mă refer la lucrurile normale, așa, ca să avem autoritate peste Duhuri. Cuvântul Domnului spune, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care însoțesc pe cei, și mie mi se pare că o tradus greșit ăștia, pe cei care au cel puțin 20 de ani de pocăință, pe cei care sunt ordinați, pe cei care sunt în comitetele bisericilor. Nu! Iată semnele care, celor care tocmai s-au botezat. În numele meu vor scoate Cine? Ce ce cred? Adică ăsta că s-a botezat dimineață? Da! Din momentul ăsta i s-a dat autoritate. Și diavolul vine și zice, nu cumva să te apuși, Nu cumva să te apuși să mă scoți pe undeva. Lasă profesioniștii, băi! Nu te băga Lasă plângă copilul toată noaptea, a doua zi dimineață cu cât cepele nu vezi, faci accident. Na, roagă-te, e încercarea ta, ce să faci? Dar n-ai putut să te scoli în dimineața aceea să poruncești Duhului de tulburare din copilul tău să pleci și să-l vezi cum doarme liniștit după aceea? Dar nu o faci, nu te băga tu. Pentru că sunt aspecte de 3000 de coți. Că asta ai tu. Dumnezeu nicăieri nu mi-a spus, veniți să mă chemați pe mine să scot eu. Băi, la Calvariu le-am vins domniile, stăpânirile, le-am făcut de rușine, v-am dat puterea să-i scoateți de oriunde, oricând să-i scoateți afară. Nu, Doamne, vine totul. Totul. Noi, noi ne ocupăm de politică, noi mai discutăm cum mai câștigăm niște bănuți. Da, tu vină, scoate demonii și din casele noastre și de pe unii și tu, scoate pe toți afară. Și uite așa, frații mei, există o robie printre noi. Foarte multe lucruri care încercăm să ne luptăm, nu avem putere. Pentru că nu ne putem pune cu niște ființe care există mai de mult ca noi, care au văzut ca noi miliarde. Ori mie nu mi se dă decât o singură putere, m-am născut în 1900 și ceva și singurul nume pe care l-am în care fața cărora Duhurile cad în leșină este numele lui Isus Hristos. Când i-am rostit numele lui Isus Hristos cu o zi de pocăință, cu două ceasuri de pocăință, Duhurile cad în leșin, nu pot discuta cu mine. Vă amintiți dumneavoastră într-o zi Domnul Iisus îi trimite pe cei 70 de ucenici și îi spune așa, mergeți, predicați Evanghelia, înviați morții, tămăduiți bolnavii, dați vedere orbilor și scoateți dracii. Și ăștia au plecat imediat, doi, câte doi au plecat. Când au venit înapoi, m-aș fi așteptat că ăștia să spună, Doamne, am predicat la o mulțime de 500 de oameni, toți mă ascultau entuziasmați. Duhul Tău mi-a dat putere. Doamne, m-am întâlnit cu niște bolnavi. În numele Tău i-am vindecat. Nu a venit nimeni să bucure de treaba asta. Toți au venit spunând, Doamne și dracii, ne sunt supuși în numele Tău. Întrebare, când au plecat, credeau de așa să bucurau când au venit? Da, când au plecat, credeau chiar că draci o să iasă afară de așa mare bucurie, Doamne, și dragine Și Domnul când le au văzut bucuria lor, entuziasmant, i-a spus, nu vă bucurați de lucrul ăsta, Asta e o normalitate pentru voi, băi! Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise! Cum de pentru noi nu mai este? Cum de noi nu mai pășim? De foarte multe ori, ca slujitor, mă rog să am o cunoștință, Dacă câteodată mă cheamă cineva la ungere, și îmi spune, frate, uite, am stările astea, am asta, am asta, am asta, am asta. După ce luăm cu un de lemn în numele Domnului Iisus, leg orice duh, orice putere ar fi peste el și îi poruncesc să plece din trupul lui. Știți că omul vine și spune, frate, dar nu, știu ce s-a întâmplat. E, e altceva, e altă treabă. Toți stăm și ne uităm așa. E putere în numele Domnului Iisus Hristos. El este Domn sus în cer și jos pe pământ unde este chemat numele Lui, El se prezintă și nu contează ce demoni sunt acolo. Ei cad în leșen în fața prezenței Lui Iisus Hristos. Și atenție, nu-i cheamă experți în escorcizare. Nu. Niște oameni care cred în Iisus, care sunt disperați și singurul lor ajutor este numele Lui Iisus Hristos. Și dintr-o dată Dumnezeu le-a dat licență doar pentru că cred, au luat botezul, au licență în domeniu. Și n-ai ce le face devin profesioniști pe zi și treci. Doamne ajută, ați mei! La 3.000 de coță să asta. Mă uit în Scriptură la Apostolul Pavel. O găsit o neurânduială în biserica din Corin și vine și le explică că există tot felul de dară. Ăștia profețiau fiecare cum li tăia cap acolo și la un moment dat Pavel vine și spune, băi, puteți să profețiți toți, doar, dar pe rând să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Băi, Pavel nu era mai bine, pentru că văd biserici pentecostale, din centru universitare, ca să vă spun, cu băieți deștepți, capacitați, ca păstori, care au făcut teologia, că au zis, mei, ia mai lăsați-ne cu proroșiile. Nu ne mai tulburați voi cu proroșiile și cu chestii de genul ăsta. Predicăm Evanghelia, mai cântăm niște cântări și fugăța acasă și venim data viitoare. Să miră că bisericile se golesc. Să miră că nu mai există forță. Să miră că se migrează spre grupuri dezidente. Se miră. Pentru că acolo e libertate. Ascultați ce spune Apostolul Pavel Bisericii Domnului din Corint. 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 1. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să, dintre toate darurile, deosebirea Duhului, vindecare, darul de a vorbi despre cunoștință, despre înțelepciune, Pavel constată că cel mai util dar pentru Biserica Domnului este tocmai asta, Urmăriți toate darurile spirituale, dar mai ales urmăriți să prorociți. Pentru că nimic nu aduce bisericii o zidire mai mare ca profeția. Uitați-vă la ora actuală ce avem noi. Avem doi, trei oameni care au darul profeției și sunt Și uzăm, frații mei. Știu profeți bun care la o două dimineața sculați de nu știu care că au făcut numărul lui de telefon. Să-l întrebe ceva din Biblie și dacă poate să roage la 3 dimineața pentru el Chiar oricum stă prin parc, în Londra și nici nu știe că fus e două ore diferență și stă pe acolo și îl deranjează. Mai omule, dar și eu som, am soții, am copii, am călătorii, am... Nu, nu interesează mă interesează pentru că ești prorocul nostru, băi. Băi, dar tu de ce nu ești proroc și tu, vei. Cum de Liga Campionilor știi de așa de bine? Cum de știi transferurile așa de bine? Cum de, dintr-o dată, politică bisericească știi? cine e președintele pe România? Cum a ajuns? Toate șmecheriile le știi tu, dar nu știi să umbli după un dar. Știi că într-o zi Dumnezeu ne va judeca? Sunt mulți dintre voi care v-ați cumpărat o mașină, mă refer aici la, la, bărbați, la femei, trebuie să vorbesc despre o rochie, ceva, da? Se potrivește la un moment dat. Dom'le, ai vrut mașină cu tapiserie de piele, ai vrut volanul așa, ai vrut capacitatea cilindrică așa, culoarea mașinii să fie așa. Culoarea nu are nicio treabă cu viteza, cu performanța. Dar ai avut culoarea să fie așa. Toate le-ai vrut așa. Dom'le, nu te-ai lăsat. Ai umblat prin Germania, prin Austria, prin Spania. Unde ai găsit tu până ai luat mașina ta? Și vine Dumnezeu și spune, pentru un hăr de mașină, pentru un știf de mașină care oricum se strecă, ai umblat, ai căutat până ai găsit ce-o trebuie. De ce nu ai umblat după darurile mele la fel? Nu degeaba Biblia spune, când l-a întrebat stăpânul unde ți-e prietene haina, omul acela a? a? muțit. Oare noi ce vom face, frații mei? Oare noi ce vom face? Că vedenile sunt pentru noi? Că profețiile sunt pentru noi? Că cunoștința e pentru noi? Că harul Domnului de deosebire a Duhului în comunitățile noastre pentru noi? Și noi umblăm după alte lucruri, suntem pasionați de lucruri firești, și pământești. Și nu e rău că suntem pasionați. Dar voi fi echilibrat, fi pasionat și la celelalte, la fel cum ești cu cele firești. Cum îți dorești casă aici. Dorește-ți, măi, să slujești cu harul Domnului și să ai un dar din partea Domnului. Închipuiți-vă, dumneavoastră, că poporul Domnului, cum spunea Moise, ar fi plin de proroci. Am văzut comunități, puține din astea, în care se lucrează, se operează cu daruri de genul ăsta. Și începe rugăciunea, și în timp ce frații se roagă, se ridică bărbați care se duc la bărbați, surori care se duc la surori. Și în timp ce tinerii se roagă, vine un frate și pune mâna pe el și spune, ascultă tinere, ceea ce se întâmplă în familia ta nu e din pricina ta, este din pricina părinților tăi, dar cu tine am un plan special. Și într-o dată tânărul în ăla ridică ochii, spre Dumnezeu începe a plânge și toți colegii lui știu că părinții lui sunt divorți, că el spune că din cauza lui dintr o dată Dumnezeu îi descoperă taina inimii și spune că are un plan pentru el. Dintr-o dată toți își dau seama, taina inimii lui a fost descoperită. O soră merge la o altă soră, un frate la un alt și în timp de jumătate de oră, când poporul Domnului se roagă, jumătate din biserică, prin darul de descoperire de la Duhul Sfânt, sunt zidit și ei își dau seama, nu numai că Dumnezeu ține cont de locul ăsta, ține cont de El. Ține cont de El. Ăsta e planul lui Dumnezeu, la 3.000 de coți. Stăm la 2000 de coți, ai primit BA, BD? Nu, mergem înainte. Mai facem o cântare în cor, mai mergem o misiune undeva, mai ajutăm pește din Ucraina. Băi, fraților, dar la 3000 de coți să-ți dar rămâi. E putere. Și încă un lucru pe care vreau să vi-l spun. Toți de aici, probabil în urma mesajului ăsta, așa îi place la predicator scrie. în urma mesajului ăsta, veți vrea să fiți oameni ai puterii. Dacă apa să ajungă la mijloc, trebuie să treacă de la glezne, pe unde? pe la genunchi. Asta înseamnă că suntem prezenți la rugăciune. Amin. Asta înseamnă că suntem oameni ai rugăciunii. Nu poți să ai o păturică de apă, aici să faci semne și minuni, dar tu nu ești om al rugăciunii. Nu, caută să fii om al rugăciunii, să te folosească Dumnezeu cu putere, să fii folosit de Dumnezeu și folositor. Și atenție, nu va fi toate dintr-o dată. Văd foarte multe daruri care se pierd la nivelul ăsta, frații mei. De ce? Mai ales după stăruință, după Duhul Sfânt, multe tineri au vise din partea Domnului. Mulți tineri au anumite impresii adânci din partea Domnului, dar nu au cu cine le spune. Pentru că dacă toți suntem la 2000 de coți, eu spun doar 2000 de coți. Vine o tânără și spune, frate, vezi, am avut din partea Domnului un vis pentru lucrurile. Sora nu mai dormi așa mult. Eu sunt la 2000 de coți, treaba mea cu visurile tale, nu? Ai PHBD? Nu, nu, nu. La 3000 de coți, ce, ce ai avut, sora, vis? Păi uite, asta, asta și asta. Mi l-am notat, mulțumesc frumos, dacă Domnul îți mai descopere ceva, vii și îmi spui. Vine un frate și spune, frate, am o impresie adâncă despre o anumită persoană din biserică, să leagă exact divisul sorei și eu dintr-o dată ca păstor știu unde trebuie să mă duc să rezolv o problemă. Pentru că Dumnezeu nu face nimic fără să-ți descopere. Dar dacă i are pe ziduri, ca Habacuc se ducea la locul lui de strajă ca să vadă planul Domnului. Nu umbla așa prin cetate, prin... Bă, cu câți vânzi mărarul? Cu atât, dar, băi, poate îmi descoperi Dumnezeu în timp și cumpăr orez. Nu, nu, era la locul lui de strajă. Se punea consacrat pentru Domnul, deoparte pentru anumite lucruri. Oribiții mei, am observat în multe comunități, că de foarte multe ori, din cauza neînțelegerii păstorilor, apare o chestie și anume, primește cineva un dar autentic. Am văzut băieți tine, primind un dar autentic. Și vrea să se manifeste, să vină la pastor, și spune, frate pastor am avut din partea Domnului ceva anume să vă spun. Păstorul, hai, du te băi, ai avut și dar și eu am câteodată, mă vezi, fac atâta gălăgie, da, liniște, vezi de treabă, asta e dragoste din tine, lasă că treci, nu e nicio problemă. Mergem mai departe, suntem la 2000 de coț, asta e zona, mergem, o să vezi că toate lucrurile astea trec odată cu vârsta. Frații mei, băiatul ăla vrea, vrea să știi că e de la Dumnezeu, dar n-are mediul unde să crească. N-are cine să-l corecteze. Nu există o școală a prorocilor unde prorocii să spună, mai băiete, dar ăsta nu-i pentru tine și prietenii tăi, dar ăsta e pentru Biserica lui Hristos. Arătarea Duhului să, arată altora, nu ție. Și tu trebuie să fii folositor bisericii. Dar dacă păstorul și conducerea e de 2000 de coți și nimeni nu vrea să meargă mai departe, ne trezim cu un dar care nu poate fi operațional și singurul lucru, omul ăla este discreditat în timp. Ori de noi, de 2000 de coți, ori el încearcă, băi, mi-o dat Dumnezeu darul, lucrez cu el, chiar dacă ăștia să fi reși, intră pe cealaltă. Și la un moment dat nu mai este util cu darul lui. Lucrurile astea să le vedeți pe tot. La 3000 de coți este lupta aceasta. Frumos este când o biserică începe să spună, Doamne, nu vrem să facem 3000 de coți deodată, că ar fi o reformă puternică. Vrem să începem cu cotul 2001, Doamne ajută! Apoi facem 2002, apoi vedem lucrări printre noi. Însă nu comunității noastre, din câte știu, e singura pe care o cunosc eu, avem școala fiilor prorocilor. Multă vreme ca păstor -am, nu am dar de descoperire, de profeție, de exemplu. Și de obicei prorocii undeva îi cred, le dau dreptul ăsta, le dau circunstanța atenuată. Undeva prorocii spun, frate Virgil, dar ta nu știi cum primim noi descoperirea și cum o manifestăm. Nu, nu cunoști lucrul ăsta. Cum ai putea dumneavoastră să ne călăuzești în domeniul ăsta dacă nu? Și bine, eu am crezut pe ei, i-am respectat și am început să mă rog, Doamne, trimite un om care să aibă ceea ce vorăște să aibă. Dacă vrei, dă mi mie, dar dacă mi-l dai mie, mă tem că eu numai cu drujba fug după dânsă. După... Chiamă un om, Doamne, care să lucreze. Și mi-a duce Dumnezeu un păstor din Spania, care are dar de cunoștință, rare ori l-am auzit, dar la slujbe are de cunoștință din partea Domnului, că n-ai ce comenta. Și vine omul ăla și spune, băi, bine ai venit la noi. Ia, ia, tu pe frățiorii noștri, ăștia care au daruri la două, la trei mii de coți, ia -i puțin așa și discută cu ei. Vezi, și la momentul actual, în fiecare joi seara, după ce se termină slujba, toți cu vedenie, cu profeție, cu cunoștință, coboară jos. Dacă cineva din biserică are o problemă, frate, ce descoperire a fost aceea? Nu vorbi cu mine. Frate pastor, vine încoace. Frate Viorel Pavel. Frate Viorel, vine încoace, uite omul ăsta are dubii. Bun, mulțumesc. Mergem jos, discutăm și venim cu un răspuns. Ni s-a dat răspuns la foarte multe. De exemplu, vă dau un exemplu ca să vă spun. Noi fiind o comunitate mare, se întâmplă câteodată că cineva din adunare se roagă. Sau nu se roagă, se roagă rugăciunii comune. Și la un moment dat cineva are descoperiri și ascultă, ascultă bărbatule și îi dă numele la persoana aia și dă o, o, descoperire particulară. Noi am discutat ăștia din conducere, băi nu oprește la o adunare de 1300 de membri cu tăi cu copii, oprești tu tot adunarea din rugăciune pentru Xulescu care e pe la noi pe la adunare. Nu face asta, pentru că nu e rentabil. Dacă ai ceva pentru popor, da, dar dacă nu oprești tu lucrul ăsta. L-am chemat pe ăsta, băi, vin aici, deja avem probleme aici. Uite, la, rugăci... la seara respectivă, poporul se ruga, când s-o încetat puțin rugăciunea, intervine ăsta și o dat descoperire la o persoană particulară. Nu a putut să-i spună ăsta la urmă și avea dispus numai lui? Trebuie neapărat să ne oprească pe noi? De ce s-a întâmplat asta? Fraților, mă duc și am o întâlnire cu frații și au venit la comitet, că el face parte din bordul de conducere. Și o fraților, am discutat cu frații, eu știam dinainte, dar am vrut de la prorocul ăla să văd care e situația. Sunt două feluri de, de profeți în biserică. Sunt proroci care s la început de, de lucrare, de obicei, și unii chiar rămân în starea asta, când, dacă nu dau drumul la descoperire, nu știu ce va mai veni în continuare. Deci, dacă el începe să prorocească, știi ce vine în continuare. Dacă nu începe, nu știe ce vorbește Dumnezeu. Dragii, asta e Și există oameni care mai au un dar de cunoștință, ei rețin mesajul lui Dumnezeu, au capacitatea asta, și ei nu dau drumul la descoperiri particulară. La urmă oprește, oprești, te am avut din partea Domnului asta, asta, cercetați înaintea Domnului și vedeți ce trebuie de făcut. Deci, cel ce a avut descoperire, n-avea de unde să știe. Asta mi-aduce aminte de un eveniment pe care l-am mai avut la noi, în sânul comunității noastre, cu ceva timp în urmă, am avut în biserică, pare mi că la dumneavoastră am mai spus lucrul ăsta, am avut un, un frate care mai făcut ceva deranj așa. De aranj, noi am discutat cu el așa, el tot era pe -a lui, și la un moment dat, într-o marți seara, când noi toți eram la rugăciune, la sfârșit ăla care conducea timpul de rugăciune, nu prea fost vechiator, și au zis, cine e îndemnat de Domnul să mulțumească Domnului pentru seara asta? Cine crezi că plecat ca racheta? Tu mă ăla! Și a pus să roage așa, ca imagine. Dar noi eram liniștiți că proroșii Domnului erau acolo și toți spuneam, de acum e Dumnezeu pierea de sermă și dă rugina de pe el așa, ne bucurăm groza, bine că ai început. Și într-adevăr, o soră dă drumul la descoperire și îi spune, bărbatule, în adis ți-am deschis gura, pentru ca să știi cât te iubesc și am ascultat rugăciunea celor de lângă tine care se roagă pentru tine ca să nu te pierzi. Dacă te vei smeri și te vei pocăi, voi începe să lucrez cu tine, așa cum ți-am promis și altă dată. Dar fă lucrul acesta. Așa îți vorbește Domnul. Amin. Noi nu eram mulțumit. Asta nu-i pierde să nu Uite, de paia așa, Te Trebuia Domnul mai puternic. Da, de asta este, asta, a fost, asta, lăsăm așa. Când se termină rugăciunea, Alți frați proroi se ridică și pleacă la sora lucrătoare. Și spune, sora, o mai fost ceva lucrare pentru fratele, de deci ce nu i-ai dat drumul în plin? Noi păstori și noi pe lângă dâși, de încă o scoate zvara acum. Cine, cum rezolvă problema? Și sora vine și spune așa, frate, când Domnul a vrut să dea descoperiri, a venit la dumneatale și a spus pentru fratele ăsta, care știi metal cum e, dai descoperiri și tu ai spus că nu, nu, nu-i dau lui. Bine, s-a dus la sora și a spus să-i dai lui, nu, și după aia a venit Duhul Domnului la mine și a spus, le-am dat la ăștia doi, n-au vrut. Tu ești gata să dai? Și am spus, da, Doamne. Și atunci Domnul mi-a spus, asta îi spui public și asta îi spui particular. Toți eram curioși și particular. Dar soara nu ne-a zis nici în ziua de astăzi, numai lui. Pentru că Dumnezeu e înțelept, slăviță-i fie lumele. V-am explicat puțin, dacă nu știi pârghiile, dacă nu știi pârghiile, contești, discuți, dar la 3.000 de coți lucrezi cu el. Biserica capătă o zidire pe care nu o poate. Frații mei, pot să predic două ori întregi. Când merge prorocul la tine și îți dă taina inimii pe față și Dumnezeu îți spune că te cunoaște și îți dă izbăvire, poți să fac chemare, tu vii atunci, gata, s-a terminat. De ce? Pentru că este ceva special, astea la 3000 de coți. Dacă stăm campați la 2000, avem ceea ce vedeți, câte o seară de frumoasă, după aia plecăm înapoi, De la 3000 de coți ne așteaptă lucrările lui Dumnezeu. Vreau să experimentez din ce în ce mai mult lucrurile acestea. Vreau să le văd. Dacă nu-ți propui așa ceva, vei rămâne campat. Și câteodată te retragi într-un loc al tău, mulți pentecostali, îți la curent cu știrile, îți la curent cu alea, îți la curent, îți sunt criză de adunare, Te-ți răi și devine o groapă și o mlaștină care e lăsată pradă sării. Frații mei, să nu ne jucăm. Dacă mai curge apa vie prin noi, să mai strigăm un aleluia, este un motiv să lăudăm pe Domnul. Dar la 3000 de coți există pericole și aici. Talpa piciorului tău atinge fundul răului. Mai greu, dar poți merge contra răului. Mai greu, dar poți merge. Mândria spirituală îi le acasă. Frate, ați fost la ungere și s a vindecat soacra mea, spune careva. Păi, dar cine au mai fost? Păi, au fost și fratele Leontin, au fost și fratele Noa, au fost și fratele Petrică. Da, da, pe mine o, făcut Dumnezeu, nu? Ei pus așa și ei, dar eu eram acolo, nu? Frații mei, ai prilejul să nu fii atent. Ai prilejul să o iei contra prin mândrie spirituală. Nu numai atât, frații mei, poți să opereze darul prin noi și noi să o luăm pe contrasens. Poți să fim folosiți de Domnul pentru mântuirea altora, și noi apologeți să o luăm pe contrasens. Și noi predicatori să o luăm pe contrasens. Despre 3.000 de cot să spunem Biblie în ziua aceea că nu se mai poate pocăi nimeni. Doamne, n-am proroșit noi în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni și n-am scos noi draci în numele Tău. Și să stai mii de cot, toate. Și li se spune, plecați de la mine, voi toți lucrătorii, ei au crezut că darul îi în loc de pocăință. Da, au crezut că darul Au crezut că dacă ești proroc, poți împrumuta bani, nu-i dai înapoi. Au crezut că dacă ești păstor bun, poți promis la patru biserici într-o seară că te duci la Evanghelia, și te duci la asigia. Au crezut că pot face așa. Au crezut că darul și predica și slujbile țin loc de pocăință. Pocăința trebuie trăită la orice nivel. Asta înseamnă te asortezi cu râul și mergi spre răsărit. Doamne ajută! Timpul trece, Frații mi-au dat timp suficient de predicat, dar la gândurile pe care mi le-a pus Domnul pe inimă, o trebuie să mai dezvolt puțin la 3.000 de coți, unii dumneavoastră, tocmai seara asta intrați. Doamne ajută! Doamne ajută! Unii deja sunteți intrați, dar veți intra mai mult. A patra de coți este momentul în care tu nu mai atingi fundul răului. Până la 3.000 de coți, dacă te întreabă cineva dacă ai Duhul Sfânt, spui, da, am Duhul Sfânt, că talpa mea atinge fundul râului. La 4.000 de coți te are Duhul Sfânt pe tine. Și ăsta e visul. Și ăsta e dorința lui Dumnezeu. Să te aibă Duhul Sfânt pe tine. Duhul Sfânt să te călăuzească. Duhul Sfânt să-ți vorbească. Dumnezeu vrea ca noi să devenim folosiți de Domnul. Vrea ca noi să creștem spiritual. Vă spun lucrul ăsta când, când am făcut eu școala primară, am plecat direct la școală. M-a dus mama din mână la școală. Luni, marți, merg, joi, Vini, joi la mează, m-au întrebat colegii, mâni tot cu mama, vii? M-au supărat. M-am dus acasă, am spus la mama, mamă, Mam, eu mâine mă duc singur. Dar de ce, băi, băieți? Mă duc că știi unde școala. Bine, am mai umblat pe sub poduri, am întârziat, cum vine. Am găsit școala până la urmă. Frații mei, la început e normal să te iei cineva de mână să te ducă la școală. E normal să te ia prorocul să te duc câțiva pași. E normal să te ia păstorul să te ducă câțiva pași. Dar după ce ai 20 de ani de pocăință, tot așa? Ce ar fi să vezi un student că vine cu mamă sa la facultate? L-am adus aici, domn profesor. El nu știe unde. Dar l-am adus la, la facultate. Nu-ți dai seama că e o problemă acolo? Nu-ți dai seama că e o situație acolo? Cum de nouă ne imaginăm că dacă vine prin iguana, nu rezist dacă nu-i proroc lângă mine? Trebuie neapărat în șelulă cu mine să închide o văzător, să-l scoală în continuu, oare și urmează să se întâmple. Măi, fratele meu, dar nu ar trebui tu să fii călăuză pentru altul? N-ar trebui tu, după atâția ani de pocăință, să fii la 3.000 de coți, să ai daruri spirituale, să-ți călăuzești familia? N-ar trebui să te folosești de lucrul acesta? La 4.000 de coți, începe Duhul Sfânt să te ia în primirie și începe să te miște spre apus, începe să te ducă pe direcția bună. Oamenii de 4.000 de coți sunt oameni pe care îi folosește Dumnezeu și ăsta nici nu pun întrebări. Știu că sunt călăuzirea Domnului. Dați-mi voie să vă dau un singur caz din Biblie, după care să închei și eu la timp, așa, ca să stăm înaintea Domnului liniștiți. Spune Sfânta Scriptură că Pavel și Sila se doreau să intre în Bitinia să predice Evanghelia. Nu doreau să facă comerț, nu doreau să înființeze vreo firmă, nu doreau altceva decât să intre în Bitinia să predice Evanghelia. Dar Duhul lui Iisus nu le dă voie. Parcă m-aș aștepta să spună, domnule, dar eu vreau să plec în misiune. Cum adică nu-mi dă voie? Că dacă mă duc să fac un lucru rău, cu tare, nu, nu, ei nu comentează, ei sunt oameni de 4.000 de coți. Ei nu pun întrebări, de ce nu ne dai voie, dita mai vedetelor, să predicăm Evanghelia. Păi nu vă dau voie. Bun, vor să intre în bitinia. Și Duhul lui Iisus îi oprește. Din nou, nu comentează. Pentru că știu că toate au un plan. Nu se eu la hâră cu Dumnezeu că vor să fac o lucrare bună. Noaptea, Pavel visează în vis un om din Macedonia care îi spune, trebuie și ajută-ne. Îi spune lui Sila, uite ce am avut din partea Domnului. Că intrăm în județul Macedonia, cum ar veni. Primul oraș, prima localitate din județul Macedonia este cetatea Filip. Ei predică Evanghelia și vânzătoarea de purpură, Lidia, împreună cu toată casa ei, face prima mie de coți. să fie Domnul. După care, după care, în timp ce ei mergeau la locul de închinare, este o roabă care avea un duc de ghicire. Și, atenție, o profeție grozavă aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Și îi poți comenta și verbele sunt conjugate corect. Nu ai ce comenta la, asta, nu ai ce spune despre asta. Dar Pavel, care era om de patru de coți, știa că e un duc de ghicire. Știa chiar dacă reclama era gratuită, chiar dacă oamenii, el știa și mai știa un lucru, că lângă Lidia, va rămânea când el va pleca cu sila. Cine credeți că va rămânea la biserica din, din Lidia? Vrăjitoarea cu darul, cu ghilimele de rigoare. Și atunci Pavel se întoarce spre ea și cum v-am spus, nu, Doamne Iisuse, dacă te rog, dacă e voia ta, uite ce faci stai cu tare, scap, mai izbăbești, mă. I-a spus, ieși afară din ea. Și a ieșit chiar în șasul acela. Gata, i s-a dus abilitatea de a ghici. Stăpânii roabii când au văzut că s-a dus bănuțul, i prins pe ăștia și îi duci în fața dregătorilor. Atenție, Pavel și Stila știau că sunt născuți normal. Romani. Ca atare, ca romani, aveau dreptul la orice judecată sau acuzație la consul roman lângă ei. Știau de asta. Dar nu spun nimic, sunt oameni de apă adâncă. Și Duhul Domnului le spunea, voi trebuie să ajungeți într-un loc unde este un om care nu iese din temniță. Ăla îi păzește prin temnițat cu riscul vieții lui. Pe vremea aceea, dacă unul care fura găini era dus la temniță, și fugea din temniță, temnicerul era executat. Chiar dacă fura numai găini. Era executat, că plătea cu viața lui de viața aia care o pleca de acolo. El trebuia să rămână până la judecată. Ori ăla nu ieșea din temniță. Trimitea pe unul după laftil, pe unul după pătrujel, dar el stătea în zona acolo, să asigure că toți au butuci puși la picioarele, lanțurile, ușile închise, totul să fie în siguranță din punctul lui de vedere. Și Scriptura ne spune că stăpânii îi aduc, aroabe îi aduc pe Pavel și Pesela în față, le rup hainele, bine, le rup hainele, nu știu ce firmă aveau hainele lor, le-au rupt hainele, oricum erau mai rare hainele alea. Și când îi vine prima spina, prima nu ia pe spinare, doar nu ți aduce aminte de avocatul poporului, de prietenii care sunt judecători, de poliție, de general, de tot ți aduce aminte, care te pot scapa pe tine de acolo. ți -a aduce aminte. Pavel nu face nimic. Ia bătaia aia și are rând, spune că după aceea temnicerul i-a legat rănile, deci a avut și lega, că și au avut, i dat bataie bună. Și Pavel nu zice nimic, și cu sila. După care sunt luați, dați pe mâna temnicerului, temnicerul care a primit o asemenea poruncă, nu e închis în temnița din afară, unde erau ăștia care mai făceau nimic. Ei bag în temnița dinăuntru cu infractorii periculoși. Și pe la mezul nopții, m-aș fi așteptat cu răni, cu lanțuri, și din toată misiunea lor s-o ales cu o pușcărie bună, să înceapă o cântare minoră, de jale, că numai bine li vinea acolo. Scriptura spune că au început o cântare de laudă și mărind pe Dumnezeu, cei închiși ascultau. Și Dumnezeu a intervenit și a spus, de asta v-am adus aici. Mulțumesc că ați tăcut din gură și n-ați vorbit că sunteți cetățeni romani. Mulțumesc că ați tăcut din gură și vă rupte ăștia hainele, vă dau altele. Dar v-am adus aici să fac o minune. Și dintr-o dată, se zguduie temnița, se deschid ușile și pentru prima dată în istorie pușcărea și slibe. Ăștia s-au făcut tunele de zeci de kilometri numai să scape. Acum toate căzute jos, tot așa, în tuneric beznă, când temnișerul care trebuia să-i păzească o intrată înăuntru, o văzut ușile deschise, o șerută o lumină, o văzut totul și o luat sabia că o ce mai aștept pentru mâine, până mâine. Ăștia au dispărut toți. Pavel spune din întuneric, nu-ți fă niciun rău, că toți suntem aici. Băi, Pavel, poate l-ai echipuit pisila și lângă tine, nu dar restul, nu, nu, toți erau acolo, deci temnicer, în întemnițat, temnicerul să uită, toți sunt acolo. De ăștia nu mai întreabă temnicer băi, cine sunteți, în cine credeți? Se pleacă pe genunchi și spune, domnilor, ce trebuie să fac să fiu mântuit, că asta e numai Dumnezeu. Iubiții mei, noaptea aceea este mântuit okay. temnicerul și casa lui. A doua zi, edilii. Spuneți-le la să o întindă să fie mulțumit că au scapat cu atât și e fain. Ușurel, așa, să nu facă valuri multe, să plece. Și Pavel bine și spune, să vină ei la noi acum, că ne-a revenit memoria. Ne-am terminat misiunea, noi ne-am terminat misiunea, să vină ei la noi aici, să discutăm împreună, că noi suntem cetățeni romani. Când au zis ăștia că cetățeni romani, imediat au lăsat orice, orice urgență și au venit la ei și au domnilor, dar noi cu bani grei am câștigat așa ceva să avem. Noi suntem născuți așa ceva, suntem născuți romani și voi ne-ați rupt hainele și voi ne-ați bătut. Știți că aveau, nevo aveau dreptul la despăgubiri, știți că aveau dreptul să schimbe, să se dea în judecată pe toți cei de acolo, dar în urmă rămânea o biserică și Pavel le să știți, noi trecem data asta, dar nu faceți așa ceva cu frații noștri, ei rămân aici, Lidia, împreună cu cei care cred, rămân aici. Să știți că noi suntem aia, sunteți încă datori. Și-o plecat de acolo și de-aia avem în Biblie o scrisoare către biserica din Filip, comers bine, slăvit să vie fie Domnul. <trui> Știi să lași lucrurile, dar asta e apa încă. Vezi lucruri pe care alții nu le vezi. Răspuns la întrebări, băi, dar de ce nu spus ăștia? Au misiunea lor. Când ești la 4.000 de coți, râul te duce mai aproape de răsărit, pentru că acolo răsare soarele neprihănirii. Te duce mai aproape de Isus. Într-o zi râul și cu soarele se întâlnesc. Să ne ajute Domnul să fim acolo. v ruga, nu mai rămâneți la 1.000 de coți, că nu vă duce. Nu mai stați la 2.000 de coți, că nu vă duce. Nu mai stați la mii de coți cu daruri spirituale numai. Ce lăsați-vă ca Duhul Sfânt în plinătatea Lui, din putere în putere, să vă ducă mai aproape de Isus. Doamne ajută! Am vrut să vă prezint lucrul acesta, frații mei, pentru că trăim o vreme în care foarte mulți dintre noi spunem, Domnule, e suficient pentru mine. E suficient ca am asta, e suficient, așteaptă-te să-ți vorbească Dumnezeu noaptea asta, împărtășește cu cineva, roagă-te pentru desăvârșire, roagă-te pentru daruri, Dumnezeu înfumusețează trupul, unora le dă un dar, alta le dă altora, alții trebuie să vadă, alții sunt auzi, alții sunt miros, alții sunt altceva în trup, trupul are nevoie de toate astea, te rog frumos, fă lucrurile acestea și vei vedea ce binecuvântare e în Biserica Domnului, ne rugăm ca Dumnezeu să ne călăuzească. Mulțumesc că m-ați ascultat la mesajul acesta pe care l-am avut și încă o dată, mă rog pentru voi, mă rog pentru mine, pentru familia mea, să ne ajute Domnul să fim oameni călăuziți de Duhul Sfânt. Amin. În totului tot să ne ducă mai aproape de soarele neprehenirii. Amin.